10-2-10. Bună seara! Bine ați venit aici pe câmpul de luptă. Am un pergament, mi l-a adus un corp cu 3 ochi. Eu sunt scriitorul vostru, Vlad R.R. Dobrescu. Am adunat aici pe cei mai grei MC din Westerosul hip-hop-ului românesc. Fiecare MC de aici reprezintă câte o casă într-un turneu liric cum nu s-a mai auzit în cele 7 regate. Îl am în spate pe Lordu Dox, care o să asigure beat-uri în seara asta. Faceți un pic de zgomot pentru el. Avem beat-uri de la cei mai mari maestri în materie de instrumentale de la noi din teritoriu. E vorba despre Keri, Neru, Ortega, Ses, DJ Andu și bineînțeles Siberia. O să se scui pe foc, o să se arunce cu bucăți mari de gheață. O să fie BATTLE OF THRONES. Zgomot! Tu care te uiți la noi de acasă, dacă n-ai înțeles jumate din cuvintele pe care le-am spus, e pentru că nu te-ai uitat la Game of Thrones. Te sfătuiesc să intri acum pe HBO GO și să vezi cele 7 sezoane. Acum apare cel de-al 8-lea. Poți să-l vezi înaintea ălora care încearcă să-l pirateze de pe internet. Știm cum merg treburile, ca să fii primul care știe ce se întâmplă în serialul ăsta. În fine, ca să scurtăm vorba, o să începem cu primul battle. Îi invit aici, pe câmpul de luptă, pe Omu Gnom, care reprezintă White Walkers, și pentru casa Mormont, Macanache. Am uitat să zic primul beat, e produs de Siberia. O să înceapă Omu Gnom pentru White Walkers. Check, check, check. White Walker, te fac să nu mai ai moacă. Yeah. Să fie clar, nimeni nu mai are ani viață. HBO știe onorariul, vreau bancheață. Aici e război, nu e iarna lui Coșbuc. Rămâne între noi, o să prinzi iarna în Coșciuc. Sunt răul și binele, tu ai verde și negru pe stea ca măslinele. Extravergin de când ai luat-o pe ulei, poi textele tale n-au nimic sub centură ca Greyjoy. Minți te-ngheață apele, schimbă-ți domiciliu, am ieșit la vânătoare, tu ai un urs ca Siciliu. Rămâi cu groacă scadă când te fac covor, e trist, gen te cap pe cap, te bate praf la modul here we stand. Rima mea e drog, dau marfă, sunt dependent. Lasă-te de vlog, în școala vieții ești repetent. Domnule Mormont, prestația ta e de jos pălăria doar la mormoni. Cred că se înțelegea. White Walker, controlez Siberia, fac legea. Nu pare un drum greu, va fi cu spun eu cel mai turzeu, ăsta sunt eu. A fost Omu Gnom și acum, tot parte din prima rundă, urmează Macanache pentru casa Mormont. Lord Dox, bagă beat-ul din nou. Vine așa, fii atent. După ce termin cu tine îți dau voie să mă tu și armata ta de oase. După ce o să vă fac slugi, n-am nevoie de vreo armă. Dacă un dos de palmă te trimite morții tăi imediat pe la cazarmă. Mă înțelegi? Boss, tu n-ai nimic în creier, cred că tu ai capul gol. Ai crezut că vine Pink Floyd când ai zis că vii la wall? Check it out, o evitură cele nopții, de ești mult mai prost ca noaptea. Arăți ca un puș ucis violat în clasa 7-a. Se vede că faci reclamă la sticluțele de Mona, dar în seara asta ți-o suști ca romanul cu Ramona. După ce o să-ți iau capul cu oțel valerian, o să mă privești de jos ca micuțul Tyrion. Bun, ăsta a fost primul battle. Hai să vedem ce zice juriu, adică ceilalți luptători din seara asta. Credem că sunt cei mai în măsură să judece. Ok, avem o decizie a juriului. Câștigătorul primei runde este Omu Gnom, acest White Walker. Și trecem la runda a doua. Nu rămâne așa! Exact, e Game of Thrones, e cu răzbunări, cu învieri, cu toate nebunile astea. Hai să-mi consult pergamentul să văd ce se întâmplă în cea de-a doua rundă. Avem așa, pentru casa Dothraki, vine călare pe un Cal Krem. Vine călare pe un Cal Krem. Yeah. Și pentru casa Lannister, vine cu viclenie Motanu. A călcat pe clapele unui pian ca să ajungă aici pe scenă. Hai să vedem Ce beat avem? Avem un beat de la Neru, dacă nu mă înșel, DJ Dox. Iau ce bine sună. Gina Dothraca, Zefi Doiomo, aveți să vă casca vai în foca la vos. Vin grăbit călare pe beat, mai ceva ca Drogo. Sorta-am cunoscut-o eu și armata mea de șogori. Am intrat cu toți în ea, parcă ne întreceam la pogo. Dar ea a fost fatal, un falus de cal în anus normal. Cal Krem, Sardin Calasar, cu un arac star. Când s-a dat star, posedat clar. Nordul n-o să uite, Dothraki-s de citină. Pe Tyrion se joc pe degete, midget spinner. Ăsta vrea să rămână, singura casă Lannister. Pică în propria lui capcană, Kevin McAllister. Dracul l-a împins să urce castelul Bran. Emblema ta un leu pe care nu dau niciun bani. Motanu Lannister MC de mâna a doua, cu text de la prima mână. Bagă mâna foc în nouă, ne pasă de soarta sa. Dar e o parodie. Ai venit la luptă și ai uitat de datorie, nu? Nu știu care dintre noi ți-ar cumpăra gogoșile. Fă-ne tuturor un bine, marș la nunta roșie. A zis marș la nunta roșie, incredibil. Hai să vedem care e răspunsul. Lumotanu din partea clasei Lannister, faceți un pic de zgomot. Yeah, yeah. Toți draci un Dothraki cu părul scurt. Calasarul tău nu are cai, tu n-ai sabie nici scut. Ești un cal într-adevăr, dar unul de la de dresat. Sunt un Lannister, datoria mea e să te bat. Or, conduși de o gagică man, o să pierzi, zic de acum, viitorul ca și Bran. Lui Jamie plăcea să o vadă pe Cersei cum gemii. Șeful tău e superstițios și se roagă la vreme. Călăreți fără principii scop sau ceva genial. Taie-mă mână că te bat cu una singură, nu-i bai. De-aș fi numai de un metru jumătate ca și Tyrion, tot aș ridica nivelul battle-ului ghinion. Arăția preoteasă din sfatul de seară, n-ai pune mâna pe Daenerys nici dacă ar fi boală sexuală. Dothraki, tu nu ești cal, nici măcar ca lumea poți cuceri ceva doar dacă te pui în genunchi și pui mâna. N-a fost așa în serial. În fine, juriul trebuie să delibereze. Să fie Krem, să fie Motanu, să fie Motanu, să fie Krem. Câștigă Motanu, merge mai departe. Casa Lannister. Bun, așa se încheie primul episod din mini-serialul nostru. Nu uitați că puteți să vedeți Game of Thrones exclusiv pe HBO GO. Și am ieșit. Ne vedem la ediția următoare. Get the fuck up.